Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi vă prezentăm un nou reportaj care arată cum trăiesc comunitățile de romi din zona Moldovei. Echipa emisiunii noastre a vizitat satul Pietriș din localitatea Dolhești, județul Iași, unde am întâlnit o comunitate cu oameni muncitori și așezați, însă izolați de civilizație din pricina infrastructurii deficitare. Despre provocările prin care trec localnicii pentru a supraviețui vom vorbi în partea a doua a emisiunii cu invitatul meu de astăzi, Daniel Vasile, prim-vicepreședinte al Asociației Partida Romilor și coordonator al organizației în regiunea Moldova. Până atunci, haide să urmărim materialul! Detreci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint, acolo lângă izvoară, iarba pare de omăt, flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. Ne-ar fi plăcut ca Eminescu să aibă dreptate, doar că la aproape 50 de kilometri de municipiul Iași, lucrurile stau altfel. Comuna Dolhești este formată din satele Brădicești, Dolhești și Pietriș. Ca o ironie a sorții, fix acolo unde începe satul Pietriș, asfaltul se oprește, iar drumul devine imposibil de parcurs în sezonul rece. Norocul nostru, am reușit să înaintăm împreună cu o echipă a Partidei Romilor într-o zi de iarnă fără precipitații. Nu putem spune însă despre locuitorii din Pietriș că sunt la fel de norocoși ca noi. Aceștia se confruntă cu probleme majore care le fac traiul aproape imposibil. Pe lângă problema drumurilor, locuitorii din Pietriș duc lipsa apei potabile, dar și a canalizării, ca să amintim doar câteva dintre impedimentele care stau în calea unei vieți decente. Trebuie filmat și arătat ca să vadă cum trăim în Pietrișul. Ăsta nu-i drum de acces. Adică nu se asta poate. Este canalizare, de pe unde se curgă apa. Deci aici trebuie betonat. Așa se o canalizare, un șanț betonat, nu cu balastru prin el. Nu-i corect. Spuneți-mi, vă rog, acum cei care au venit de la primărie, ce credeți că fac? Adică ce își propun? Pun piatră pe unde este. Dacă îmi vine apa, o luată și o duce la vale. Acolo, un șanț. Adică e o muncă zadarnică. Aici se poate pune piatră, pe nu. Dacă nu se pune asfalt aici, niciodată. Vedeți satul cum arată. Trebuie să urcați acum cu mașina pe așa zisul drum, nu? Păi da, nu trebuie să mă duc acasă. Astea sunt condițiile la noi. Și spuneți-mi, dacă acum e o vreme cât de cât bună, dar dacă vin ploile sau zăpezile, ce se întâmplă? Stăm acasă. Nu se mai poate ieși din casă. Nu mai putem. Dacă guvernul asta vrea... Nu, primarul, spuneți-mi cum e cu... Adică vă înțelegeți găsi... Ar avea bună voință să facă, dar dacă nu-l ajută ea de sus, de acolo... El are bună voință să facă, că nu... Doar nu pune banii de la... Am văzut că până la un punct drumul este asfaltat, arată destul de bine, dar exact la intrarea în Pietriș și drumul asfaltat se oprește, adevărat? Da. Nu este grad de asfalt. Nu este, apa iar la fel, uite, fântâna asta alimentează satul și izvorul de acolo. Trebuie să vină, este proiect pentru apă, da? Așteptăm! Așa cum menționau și locuitorii din Pietriș, pentru un sat cu câteva sute de suflete, o fântână și un izvor cu jgheab, din care se adapă vitele, este foarte puțin. Așa trăim cum se vede. Deci asta e realitatea noastră. Deci în 2024, eu, un țiganul nenorocit de om, eu nu pot să trăiesc în satul ăsta așa. Deci nu se poate trăi, adică nu din cauza mea, eu trăiesc, că eu am mașini, eu mă descurc, dar comunitatea din jur, eu nu trăiesc numai pentru mine. Eu trăiesc pentru comunitatea noastră.
Eu am ajutat, mergeți la oameni și întrebați cum îi ajut eu. Eu li dau, îi ajut, eu nu iau bani cu mașina când duc în oraș la cumpărături. Acum le-am făcut market aici. Și cum sunt oamenii în vârstă care merg acolo să-și ia... Doamne, cad cu... pe gheață de aici, aici deci, cad, cad, iarna cad pe gheață, cad jos. Și duc la ciușmeasă și apă oamenii în vârstă. Da, dar nu au cum să aduc, n-au altă sursă de apă. Nu au, așa trăim noi, așa se trăiește la Pietriș. O altă problemă majoră cu care se confruntă locuitorii satului Pietriș este reprezentată de lipsa accesului la educație. Deși există o școală primară, întâlnim un număr mare de preșcolari care nu pot merge la grădiniță. După spusele localnicilor, clădirea destinată acestei unități de învățământ este de foarte mult timp în construcție. Spuneți-ne și nouă, cum trăiți aici la, în satul ăsta la Pietriș aici? Nu cred, domnul. E greu, că ea ca nici lumină nu avem și noi. Stau în rulota asta aici. Apă aveți? Mergeți până acolo, până la izvorul ăla? La izvor, la izvor. N-avem apă. Și dacă sunt condiții neprielnice, cum mergeți? Cu cizme de cauciuc și ajunge, trece de nămolul de cizmă. Dar ce să facem? Asta este. Mergem și noi încetul, încetul. Și aici, peste drum de dumneavoastră, ce se întâmplă? Văd că e o construcție măreață. O școală. O școală sau o grădiniță? Școală, grădiniță, nu... Grădiniță. Și a început de mult lucrul la ea? Am auzit că vreo 10-12 ani are, nu? N-are, are vreo un an și ceva, de când nu a început. Ah, deci doar de un an? Da. Am înțeles. Au un an de când lucrează aici. Cu primarul ați luat legătura, face ceva pentru noastră? Dar ce să facă? Nu face nimic. Nu vă ajută cu nimic? Nu. Doar ajutor social, atât. Noi suntem niște romi integrați cu românii noștri. Una la mână. Pe ei două sate au asfalt. Adică conducerea. Conducerea. Și noi, de ce să facem discriminarea asta și nu avem măcar până la școală, măcar până la grădiniță? Aia, cum adumea? Asfalt, da. Noi da, nu da, spunem da, da, da. Că fată da. Banii la guvern. Nu, fată pentru buzunarele lor. Corect. Dar măcar un kilometru, domnule. Am discutat, ne-a promis domnul Costel, ne-a promis Alexei, președintele, când a fost la biserică, la sfințire, ne-a promis până la alegeri, ne-a promis tot drumul județean, dar măcar până la școală. Aici ne doare cel mai mult pe noi. Ne doare cel mai mult. Foarte mulți tineri în sat, aici cu majoritatea tineri. Da, ca asfalt, nu apă, nu. Ne retragem undeva spre Ciortești, zona Coropceni, ca să nu mai stăm aici, așa? Pentru că asta își doresc ei. Adică părăsești localitatea. Da, păi, dar ce să mai stai? Stai să investești banii, muncești, să duc cu oamenii și muncesc, să duc cu oamenii și muncesc, vai de mama lor prin țări, să vii să investească banii aici. În ce? Ce vedeți? Mă, ia uitați-vă la drumul ăsta la deal. Ce drum e ăsta? Uitați-vă acum, secolul 21. L-au filmat, au văzut ce. Dar cine doare cel mai mult acum? Poate să poate și se poate, că Consiliul Județean are bani. Măcar un kilometru până la școală. Să fim și noi în rând cu lumea. Am plecat cu un gust amar din Pietriș, satul fără asfalt și fără apă, care nu reprezintă un interes pentru autoritățile locale, nici măcar în prag de alegeri. Am pornit spre o altă destinație din județul Iași, orașul Hârlău. Altă destinație, altă situație. Ne-am întâlnit cu președintele Partidei Romilor, filiala Hârlău, care este și consilier local la primărie, pentru a sta de vorbă despre situația comunității de romi din cartierul Păstorel Teodoreanu. La momentul ăsta, pentru ce vă luptați? La momentul ăsta, eu mă lupt, în primul rând, pentru asfaltarea. Este asfalt, dar este un pic găurit, da? Și turnăm un strat de 6 cm, da? După care voi continua cu gazele naturale. Ei nu au avut gaze naturale, deci nu au avut gazul în comunitate, le-a fost frică datorită copiilor. Am înțeles. Și acum sunt pe lemne. Acum sunt pe lemne. Și vor trece cât de curând pe gaze naturale. Avem reprezentare în Consiliul Local, avem mediator școlar, mediator sanitar, colaborarea cu toate instituțiile din oraș este foarte bună. Cu autoritățile locale, primar, viceprimar, avem o relație corectă, discutăm toate proiectele, propunerile și decidem de comun acord asupra lor, da? Un lucru foarte important pentru care am militat este cel de a convinge părinții
că trebuie să-mi dea, să dea copiii la școală. Am reușit acest proiect în prezent și avem un procent de 24,89% elevi din 856 de elevi la școală generală Petru Rareș. 138 sunt elevi din comunitatea de romi Căldărari. 70 aparțin grupului etnic din oraș și împrejurim. Toți elevii de etnie romă sunt declarați. Pentru a verifica informațiile primite de președintele Partidei Romilor Hârlău, am pornit la pas pe strada Păstorel Teodoreanu. Asfalt era și chiar destul de bun, case mari și oameni bucuroși să ne primească și să ne spună despre viața lor așa cum se lasă trăită. Da? N-avem internet. E bine, n-am știut până acum, dar e bine că mi-ați spus, înțelegi? Hai că s-ar lăm internetul, pe telefon. Pe telefon. Dar are cablul tras aici, tot numai la deal. Deci să înțelegem că alte probleme. Deci dacă am ajuns într-o comunitate tradițională, ca una dintre, sau singura problemă rămasă, practic, să fie internetul. E internetul, da. O rezolvăm, asta e un... Asta e un nimic, bravo. Da. Bravo, felicitări comunității, felicitări vouă. La nivelul ăsta, încât doar singura problema voastră să fie lipsa de internet, vă felicit pe toți și sper ca exemplul vostru să fie urmat în țară. Felicitări tuturor. Felicitări, domn Gruia, felicitări tuturor. Mulțumesc, din întreaga comunitate. Mulțumesc. Suntem ca frați, noi am crescut împreună. Nu pot să zic. Cum era comunitatea cu 10 ani aici la voi? Era. Dar când ne-a tras Costati? Sunt mai mulți de 10 ani. Da, sunt mai mulți de 25 ani de atunci. Dar nu ne-a nicușit. Asfaltul ăsta... Era. Nu era asfalt, era de la de piatră, cum se zice. Deci de când e domnul Gruia aici, s-o trasat. Da, eu sunt de mulți ani. Da. Uite că am venit acum după 4 ani de zile și lucrurile s-au întâmplat așa cum v-am spus. Să dea Dumnezeu, să ne tragă apa înapoi. Apă găluată, apă tăiatul. Nu, de mâine o pune. S-o pune înapoi, viitoare... că copiii nu mai merg la școală, ce sunt mizerioși, băi, de capul lor nu mai sunt spălați. Unchiule, tocmai acum a spus Nea Gruia, că a vorbit. Și clar, de luni aveți lucrările pe apă, să începem să facem. Să fie treaba bună să aibă apă, dar nu vrea nimic. Fiecare să aibă apă, spală copiii, să merg la școală. Ați avut problemă cu apa, da? Da. S-a dus omul la prefectură, s-a dus la primărie, luni vă rezolvă problema. Și asta e foarte s-a întâmplat. E foarte bine. Ați vrut gaz. Dom'le, proiectul de gaz, dacă au românii gaz, avem și noi. Urmează proiectul, știți foarte bine... O să fie gaz în comunitate. Cum e la noi apa acum? Cum sunt aia în ghișări? Am fost în comunitate zi de zi, în comunitate, să găsim soluții. Cu cine? Cu primarul, viceprimarul, cu toți, da, cu directorul de la Rajac, zi de zi. Și am găsit doar soluția la prefectură, da, cu prefectul și cu directorul mare. Și au spus, simplificăm treaba. Dar trebuie să ne ajuți în continuare, domn Gruia, că te știm un lider. Corect? Să ne ajuți în continuare să punem totul în legalitate acolo. Și le-am promis la oameni că îi ajut. Și ajut cu toată documentația, numai să vedem apa înapoi, să avem copiii cu ce să meargă la școală, să avem oamenii bătrâni cu ce să îngrijească. O stradă mai sus ne-au întâmpinat alți locuitori ai cartierului. Partida Romilor a fost cu voi și în continuare o să fim alături de voi, pentru că Partida Romilor sunteți chiar voi. În toată comunitatea asta. Sunteți un exemplu în toată Moldova, în toată România și așa ne dorim cu toții să rămânem împreună. Și noi cu voi și voi cu noi. Da, așa. Pe nenitul meu dacă n-a voi, ci hai gata, mingă. Oricum și noi vă mulțumim frumos pentru prezență, pentru ce ați făcut până acum și ce o să faceți în continuare. Suntem alături de voi. Suntem o organizație unită. Și vrem să fim în continuare. Frate, da? Și mergem înainte, dar vrem să se rezolvă și cu apa asta, că altceva nu avem nevoie. Eu când am promis un lucru, așa vrem să vedem. La finalul întâlnirii noastre cu cele două comunități de romi, respectiv cea din Pietriș și cea din cartierul Păstorel Teodoreanu, am oprit la primăria orașului Hârlău pentru a sta de vorbă cu viceprimarul. Am o colaborare foarte bună și intensă. Aproape zilnic vine la primărie, la mine,
să rezolvăm diverse probleme, ajut cât se poate de mult. Chiar am reușit împreună să rezolvăm câteva chestiuni, câteva investiții în zonă, cerute de populația de acolo și chiar necesare. Când spuneți zonă, vă referiți la cartierul Păstorel Teodoreanu, da? Da, cartierul Păstorel Teodoreanu. Din punctul noastră de vedere, cum este această zonă? Sau, mai bine zis, dacă este integrată în orașul Hârlău? Este integrată. Căutăm și domnul Gruia foarte mult să reușim să trimitem cât mai mulți copii la școală, să meargă la grădiniță, știți? Adică să beneficieze și de instrucție mai bună, astfel încât să fie cât mai bine în zona respectivă și cât mai bine pentru ei. Adică odată ce ești instruit, ai școală, altfel te poți descurca în viață, știți? Da, lăsând educația nu deoparte, pentru că așa cum spuneați, este foarte importantă, ci trecând într-un alt registru. O să mă refer puțin la probleme de infrastructură. Am văzut că s-au făcut multe, s-au rezolvat multe dintre aceste probleme, dar au mai rămas totuși câteva. Am acționat împreună, am discutat în primărie atunci când s-a discutat bugetul, când s-a analizat bugetul. Avem siguranța că va fi realizată o extindere de gaz în zonă, o asfaltare nouă în zona respectivă și eu n-am apucat să-i spun domnului Gruia, am aflat ieri că vor exista fonduri pe AFM pentru extindere rețea de apă și canalizare. După cele 3 zile petrecute în județul Iași, în care am stat de vorbă cu reprezentanții Partidei Romilor și am ascultat cu mare atenție cuvintele autorităților locale, dar și pe cele ale locuitorilor, avem speranța că lucrurile se pot schimba în bine, chiar și acolo unde am fost inițial descumpăniți. Totuși, cum promisiunile nu sunt niciodată suficiente, continuăm să urmărim cum vor trece autoritățile de la vorbe la fapte concrete. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, și alături de mine, așa cum vă promiteam, este domnul Daniel Vasile, prim vicepreședinte al Partidei Romilor și coordonator al organizației pentru regiunea Moldova. Bun găsit, domnule Daniel Vasile! Bună ziua și bine v-am regăsit! Iată că ați vizitat împreună cu colegii mei de la emisiunea Rom pentru România o comunitate destul de numeroasă, aș putea să spun, o comunitate de rom din satul Pietriș. Telespectatorii au urmărit împreună cu noi acest material. Trăiesc acolo câteva sute de oameni și aceștia nu beneficiază de o infrastructură demnă de secolul 21. Oamenii trăiesc în continuare fără canalizare, fără apă. Am văzut că sunt nevoiți să coboare, eu știu, într-o vale, să ajungă la râu, să bea apă de la o cișmea improvizată. Ce se poate face, domnule Daniel Vasile, pentru acești oameni? Noi lucrăm în astfel de comunități de romi tocmai pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă comunitățile de romi. Nu este singura comunitate de romi din Moldova care trăiește în asemenea condiții. Am reflectat și reflectăm în cadrul emisiunilor dumneavoastră viața de zi cu zi a romilor, așa cum trăiesc ei, cu bune și cu rele. Ceea ce am constatat a fost faptul că acolo unde avem reprezentativitate, unde avem o implicare în viața politică a urbei din partea comunității de rom, găsim și soluții la problemele cu care se confruntă minoritatea romilor. În Pietriș avem o comunitate de romi foarte numeroasă, izolată, care proporțional cu numărul cetățenilor români de etnie romă poate da majoritatea în Consiliul Local. Noi am găsit în momentul de față, după vizita pe care ați avut-o dumneavoastră ca și emisiune de prezentare a vieții romilor de zi cu zi, am avut discuție la nivelul Consiliului Județean Iași și se pare că am găsit rezolvare la unele probleme cu care se confruntă minoritatea romilor. Reflectăm în cadrul emisiunii pe care aveți atât problemele cu care se confruntă minoritatea romilor, cât și soluțiile la problemele romilor.
Dumneavoastră aveți dreptate, pentru că singura speranță a locuitorilor din Pietriș chiar rămâne Partida Romilor, dar cumva au trecut niște ani și autoritățile n-au făcut nimic. Eu știu că ei se bazează foarte mult pe implicarea dumneavoastră acolo. Sunt ani de zile, nu? Deci hai să luăm așa, este normal, perioada de după Revoluție. Este normal ca comunitățile de romi în care găsim astfel de probleme, în care viața romilor diferă de viața populației majoritare, să intre în cadrul organizației, să contacteze liderii organizației și să găsească soluții politice la problemele cu care se confruntă comunitățile de acolo, da. Comunitățile de romi în general. Deci pentru locuitorii din Pietriș există o speranță că... Da, există speranță, pentru că săptămâna de după vizita pe care ați avut-o în cadrul emisiunii dumneavoastră, prezentată în cadrul emisiunii dumneavoastră, am găsit disponibilitate în cadrul Consiliului Județean Iași de a implementa unele măsuri care să îmbunătățească viața cetățenilor din satul Pietriș. Adevărul este că atunci când echipa emisiunii noastre vizitează o astfel de zonă, să știți că uneori se mai întâmplă să fie, eu știu, după vizita noastră, așa, să mai fie un feedback pozitiv împreună cu Partida Romilor. Păi vreau să vă anunț că după ce ați filmat dumneavoastră, săptămâna următoare s-au prezentat o parte din lucrătorii administrației publice locale și au început să au început să refacă drumurile din comunitate, astfel încât copiii de etnie romă să aibă acces către școală, mult mai ușor. Chiar spuneau în material, da, deci chiar spuneau în material oamenii că și-ar dori măcar acea bucățică de drum către școală. Bine. Să fie pusă la punct, să ajungă și copiii în condiții optime. Ceea ce ați filmat dumneavoastră este un drum județean, pentru că telespectatorii trebuie să cunoască acest lucru. Da, nu părea drum județean. Nu părea drum județean, părea mai degrabă un drum din secolul 18-19. Asta este realitatea în care trăiesc. Și după cum ați văzut, oamenii totuși aveau locuințe, construiau locuințe și încă mai construiesc locuințe în aceste condiții, așteptând ca autoritățile publice locale să-și îndeplinească funcția, și anume să aducă infrastructura din cadrul comunității de rom în secolul 20, nu neapărat în secolul 21. Adică acces la apă, acces la serviciile publice, ceea ce înseamnă grădiniță, ceea ce înseamnă școală în comunitatea din Pietriș. Ca urmare a promisiunilor pe care le avem și ca urmare a ceea ce am discutat pentru romii din Pietriș în cadrul Consiliului Județean, am speranță că anul acesta o parte din problemele cu care se confruntă romii din Pietriș vor fi soluționate. Vă promit dumneavoastră și autorităților locale că vom mai trimite o echipă acolo și să arătăm și lucrurile bune care s-au întâmplat, eu știu, după ce am arătat și o parte negativă. Chiar o să vă invităm, chiar o să vă invităm și o să monitorizăm împreună ceea ce se întâmplă în acea localitate, așa cum de altfel am făcut de-a întregul carierei sau activităților politice pe care noi le-am derulat. Nu. Am arătat pe de-o parte aspectele negative, pe de altă parte am arătat și realizările pe care organizația noastră, Partida Romilor, în parteneria cu autoritățile publice, le-au realizat în decursul anilor. Pentru că tot în cadrul emisiunii dumneavoastră veți prezenta și fața bună, să spunem, a proiectelor implementate în comunitățile de romi, însă cu o reprezentare politică venită din rândul comunității, în sensul că comunitatea și-a desemnat doi consilieri locali în cadrul municipalității din orașul Hârlău, comunitate care beneficiază de proiecte implementate la nivelul comunității. Proiecte de apă, proiecte urma de... Urma să vă întreb, la polul opus, telespectatorii au urmărit întregul material și cu comunitatea din Pietriș și cea din Hârlău. La polul opus aș putea să spun că se află Hârlău, unde
oamenii așteptau internetul, acolo suntem într-un alt secol, nu? Da, deci mai sunt probleme de rezolvat, dar nu așa ca ceea ce la mi s-a părut foarte interesant și chiar am subliniat în cadrul discuțiilor avute în comunitate, a fost faptul că ni s-a invocat lipsa internetului. Pentru că oamenii din Hârlău beneficiază de proiecte de infrastructură, proiecte care se află în derulare, adică rețeaua de gaz trebuie extinsă. Și proiectul a fost finanțat de către primărie, urmează să fie implementat prin prezența consilierilor noștri ai organizației Partida Romilor în cadrul primăriei, de data asta consilier ales și desemnat de comunitate. Totodată ne-au anunțat că proiectul de asfaltare va continua, pentru că s-a asfaltat o parte din comunitate și va fi și acela extins și în final ni s-a spus, domnule, știți, avem nevoie de internet, internetul are o viteză mult prea lentă. O rezolvăm și pe asta, am spus, da, de acord, bun, o rezolvăm și pe asta, m-aș bucura. Vedeți, dar cum au reușit oamenii de aici să se ridice totuși și doamna să fie Cornea, la un... Este exact ceea ce v-am spus mai devreme. Aici avem nevoie de reprezentare. Vocea romilor trebuie să fie reprezentativă la masa deciziei, acolo unde se iau decizii privind implementarea unor proiecte care să aducă bunăstare, care să îmbunătățească deci viața poate, de zi cu zi poate, a romilor. Da, se poate. Păi nu că se poate, dar avem exemple multiple în toată regiunea Moldova și în toată țara cu reprezentanții organizației. Fie că vorbim de reprezentanți la nivel județean, fie că vorbim de reprezentanți la nivel municipal, orășenesc. Iată, Hârlău este un oraș al Moldovei și avem doi consilieri locali aleși, pe list, aleși desemnați de către comunitatea de romi. Și atenție, este o comunitate de romi căldărari. Tradițională. O comunitate adică romi tradițională. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că este singura comunitate de romi din Moldova, de romi căldărari, care și-au desemnat reprezentanții în cadrul primăriei, au fost aleși pe listele organizației Partida Romilor și acești reprezentanți n-au făcut nimic altceva decât să rezolve și să aducă problemele romilor pe masa decidenților, prin modul lor de a reprezenta interesele romilor. Așa avem proiecte de apă, așa avem proiecte de electricitate, proiecte de soluționare a actelor de proprietate, acum proiecte de asfalt, de drum, care urmează a fi extinsă în toată comunitatea. Proiectul este finanțat, avem finanțare. În această lună, dacă se îmbunătățește timpul din ceea ce mi-au spus și reprezentanții primăriei și reprezentanții noștri din primărie, consilierii aleși ai organizației și comunitatea știe acest lucru, va fi extins proiectul de asfaltare plus acel proiect de extindere a rețelei de gaz. Și iată că singura problemă care ar mai fi de rezolvat în orașul Hârlău ar fi ca internetul să funcționeze bine la Hârlău, da. Da, exact. Și o viteză mai mare. O viteză mai mare. Domnule Daniel Vasile, aș vrea să știu de la dumneavoastră și care sunt zonele, pentru că vă ocupați de zona Moldovei, care vă dau cele mai mari dureri de cap, dar vom continua discuția după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente. Am revenit, doamnelor și domnilor, în studio. Discuția noastră continuă. Alături de mine este domnul Daniel Vasile, prim vicepreședinte al Partidei Romilor și coordonator al organizației pentru regiunea Moldovei. Domnule Daniel Vasile, vă întrebasem care sunt zonele sau comunitățile, mai bine spus, care vă dau cele mai mari dureri de cap. Bun, nu cred că bătăile astea de cap, sau mă rog, problemele cu care mă confrunt sunt de natură a fi definite ca fiind bătăi de cap. Probleme care intră în sfera de atribuții a organizației Partida Romilor. Partida Romilor atât la nivel central, la nivel național, cât și la nivel județean sau la nivel local. Trebuie să spun din capul locului că Moldova nu face excepție de celelalte regiuni istorice ale statului român.
problemele romilor din Moldova sunt aceleași cu problemele romilor din poate Ardeal. Poate din altă zonă, sau da. Poate din Muntenia. Adică de la nord la sud, de la vest la est, problemele romilor sunt aceleași. Țin de reprezentativitate, țin de implicarea politică, țin de decizia politică și, nu în ultimul rând, țin de un mesaj, de o atitudine cu caracter discriminatoriu, rasist, venită din partea autorităților publice. Pentru că acolo unde există interes, unde oamenii care conduc urba, fie că vorbim de mediul rural, fie că vorbim de mediul urban, și decidenții politic înțeleg că nu poți să dezvolți comunitatea majoritară în detrimentul unei categorii de populații care are nevoie de intervenție, care are nevoie de susținere, avem și realizări. Și astfel de aspecte au fost prezentate în cadrul emisiunii dumneavoastră, pentru că, uitați, Hârlău există în Hârlău există, cum să vă spun, o predilecție, există un interes politic. Contează foarte mult și acest aspect, eu știu, dar sunteți un fiind diplomat. Nu mi-ați spus comunitățile, eu știu, cu cele mai mari probleme, hai să spunem așa, și poate, dacă vreți, la polul opus, să-mi spuneți și cele care au o reprezentativitate bună, se implică autoritățile locale. Dacă vorbim de județe, aș spune în felul următor. În județul Suceava, Dolhasca, orașul Dolhasca, cu reprezentare politică din partea organizației noastre, un consilier local desemnat de comunitatea de romi, este un exemplu pozitiv. Este un exemplu în care, așa cum a fost evidențiat în cadrul emisiunii dumneavoastră, cetățenii majoritari vin la școală și la grădiniță care se află în comunitatea din Gulia, pentru că ele au fost în comunitatea romilor, pentru că ele au fost renovate potrivit standardelor europene de data asta, nu cele naționale. Și populația majoritară aduc copiii la școală pentru a învăța în comunitatea de rom, unde școala și grădinița a fost renovată. Asfalt, gaze în comunitate, proiect de gaze în comunitate, locuri pentru construcția de locuință. Aici trebuie să evidențiez buna colaborare pe care o are consilierul local al organizației noastre, Leonard, de la Dolhasca, cu domnul primar și cu consiliul local. La polul opus, dacă vreți, am fost împreună în comunități cum ar fi Pătrăuți. Da. Pătrăuți ar fi un exemplu negativ, unde autoritățile locale nu înțeleg să colaboreze cu comunitatea de rom în sensul de a rezolva această problemă. Și iată, și nu avem nici reprezentare, nu avem nici reprezentare politică în cadrul consiliului local. La Vaslui, dacă vorbim de localitatea Murgeni, vorbim de localitatea Negrești, unde sunt implementate și avem o prezență politică a organizației în cadrul consiliilor locale, în cadrul primăriilor, prin reprezentanții organizației, în comparație cu localități cum ar fi Băcești sau, eu știu, alte localități din sau Fâstâci, poftim, în județul Vaslui, unde nu se pot întâmpla lucruri. Vorbeați puțin mai devreme și de aspectul politic. Iată că nu mai este foarte mult timp până la alegeri, nu mai avem atât de mult timp. Mesajul politic al organizației, care este? Ce se întâmplă în perioada următoare? Bun. Dacă vreți să luăm așa două aspecte. O să încerc să explic din punctul meu de vedere și din punctul organizației noastre ceea ce înseamnă anul electoral 2024, dar dați-mi voie să fac o mică paranteză și să vă spun că problemele cu care romii se confruntă în regiunea istorică Moldova, ca de altfel în toată țara, se află în primul rând pe agenda organizațiilor județene și organizațiilor locale ale organizației Partida Romilor. Ele sunt aduse la cunoștință atât coordonatorilor regionali cât și conducerii organizației și în cadrul dialogului pe care îl avem cu autoritățile publice locale județene încercăm și am încercat și vom încerca în continuare să găsim soluții punctuale. Și acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, ce înseamnă pentru organizația noastră anul electoral 2024, dați-mi voie să spun că este cel mai important an electoral pe care l-au trăit romii
de la Revoluție până în momentul de față. Adică de la democrație, atunci când am putut să ne exprimăm politic, atunci când am putut să fim reprezentați politic la cel mai înalt nivel, atât în guvern cât și în parlament. De ce spuneți cât asta? Și în structurile locale. De ce e locale. Cel mai important? Eu n-am subliniat aspectul legat de toate tipurile de alegeri pe care le avem în anul 2024. Parlamentare, locale, europarlamentare, prezidențiale. N-a subliniat acest aspect. Este o întâmplare, așa s-a întâmplat. Este un an foarte important pentru că secolul 20 și secolul 21 ne-a învățat, sau asta am învățat, noi cei care încercăm să gestionăm problemele politice, că este, sau de fapt sunt cele două secole în existența umanității în care mișcările politice, dinamica umanității se află într-un trend ascendent. Și o să vă explic imediat ceea ce gândesc eu. S-au schimbat reperele cumva, dar din da, multe dinamica este mult mai ascendentă, adică este mult mai apăsată, lucrurile se întâmplă mult mai repede. Trecem foarte, foarte ușor de la un fenomen la un fenomen extrem. Adică, ca să înțelegem foarte clar, dacă am avut o revoluție prin care, vorbesc de secolul 20, o revoluție care a adus un nou tip de sistem politic, comunismul. Această revoluție, într-un termen foarte mic de timp, ca interval de timp, în 40-50 de ani, vorbesc de revoluția bolșevică, a devenit o cortină de fier. Adică ea s-a extins într-o perioadă foarte mică de timp, în 40 de ani, 30 de ani, s-a extins în tot estul Europei și au fost acaparate. Ăsta e un model. Revin la ceea ce spuneam mai devreme, cel mai important an electoral. Avem și astăzi reprezentanți, așa ziși reprezentanți ai mișcării romilor, care fac poze, care se etichetează, care duc mesaje extremiste în comunitățile de romi, încercând să canalizeze electoratul în favoarea acestor mișcări politice pentru a obține niște funcții, niște scaune politice, fie că vorbim de Bruxelles, fie că vorbim de statul român. Și atunci revin și spun, organizația noastră, cea mai reprezentativă organizație la nivel european al romilor, cu reprezentare parlamentară, singura organizație care în decursul istoriei, de la momentul Constituirii statului democratic după Revoluția din 1989 a reprezentat interesele romilor și a avut reprezentare parlamentară în Parlamentul României. Organizația care a înființat Agenția Națională pentru Romi, singura instituție publică din Europa care implementează o strategie națională de îmbunătățire a romilor, așa blestemată cum e ea, nefinanțată. Singura organizație care are un centru național de cultură a romilor, care are reprezentanți la nivel local și care luptă pentru interesele romilor, este obligată să ia poziție, este obligată să lupte împotriva extremismului și împotriva acestor așa ziși reprezentanți care duc mesaje extremiste, care vor, în schimbul obținerii unor voturi din rândul electoratului de etnie romă, să-și fundamenteze, să-și, cum să spun eu, să-și întemeieze în cadrul Comisiei Europene, în cadrul Parlamentului European, în cadrul Guvernului sau a Parlamentului României, niște poziții. Noi ceea ce facem astăzi, organizația noastră, este să luptăm împotriva acestor fenomene care deschid o nouă pagină. O nouă pagină neagră, pentru că urmează aceste lucruri extreme să se răsfrângă în comunitățile de rom. Să nu uităm deportarea. Să nu uităm pe domnul Lăzurică, care s-a pozat cu mișcarea legionară. Și atunci, mesajul nostru este, al organizației, este unul de luptă împotriva extremismului. Este unul de, cum să vă spun, de colaborare cu partidele tradiționale. Este unul de bună guvernare în comunitățile de romi, astfel încât aceste comunități de romi să nu se mai afle în zona extremă. Adică să nu se mai afle lipsite, diferențiate de apă, de proiecte de canalizare, de proiecte de infrastructură, de acces al comunităților la educație. Și să încercați să duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus alături de... Nu, sigur vom duce la bun sfârșit.
pentru că, spre deosebire de colegii noștri, suntem oameni chipzuiți. Suntem oameni care nu gândim nimic altceva decât bunăstarea comunităților de rom. Suntem oameni care am integrat în comunitățile de rom mediatori școlari, mediatori sanitari, consilieri pe problemele romilor, experți în cadrul prefecturilor. Noi am constituit aceste grupuri de oameni și aceste grupuri de reprezentare a comunităților de rom, cu Centrul Național de Cultură, cu Agenția Națională pentru Rom, cu legi de combatere antițigănismului, cu legi de comemorare a Samudaripenului, Holocaustului tatăl al romilor, cu legi de celebrare a datelor istorice pe care le-a trăit această minoritate, cu modificări la legea educației, cu toate și cu un program politic foarte sănătos. De aceste lucruri au nevoie de o clasă politică responsabilă, astfel încât extremismul să fie înlăturat din comunitățile de romi încă din fașă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici punem punct discuției noastre de astăzi, însă emisiunea Rom pentru România continuă cu rubrica Inforom. Aflați cum a fost marcată în această săptămână ziua dezrobirii romilor, sărbătorită în fiecare an pe 20 februarie. Ca de fiecare dată, așteptăm mesajele și sugestiile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Rom pentru România. Ne revedem și duminica viitoare, tot la ora 10, la postul B1 TV. Toate cele bune și rămâneți cu noi! Cum s-a ajuns la însușirea involuntară a stigmatizării romilor, dar și ce mecanisme sociale au contribuit la dezvoltarea rasismului și la interpretarea greșită a unor realități istorice? Acestea sunt câteva dintre întrebările importante care și-au găsit răspunsuri în cadrul conferinței despre inconvenientul de a te naște rom, reflecții despre stigmat și rasism. Evenimentul organizat în această săptămână la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București a fost dedicat împlinirii a 168 de ani de la abolirea sclaviei romilor. Inspirată de lucrarea și motoul marelui Emil Cioran despre neajunsul de a te fi născut, conferința a fost inițiată de profesorul universitar Marius Turda, cadru didactic la Universitatea Oxford din Marea Britanie și cercetător recunoscut pentru abordarea și dezvoltarea unor teme incomode din istoria României. Am să vorbesc în principal de toată această discuție legată de percepția pe care au avut-o românii față de rom și cum s-a construit ea de-a lungul timpului, de la perioada sclaviei până la perioada Holocaustului. Aici trebuie lucrat foarte mult. Cum reușim să schimbăm nu neapărat cunoașterea despre istorie, ci percepția despre istorie, pentru că la nivelul populației, cum spuneați foarte bine, informația nu mai vine din manuale, nu mai vine din cărțile de istorie, din păcate, care și ele trebuie schimbate, bineînțeles, la un punct, dar vine din forme de media, da? De pe internet sau din conversații pe care le au pe Facebook sau pe Instagram sau așa mai departe. Și este mult mai dificil acum decât a fost, să spunem, acum 20 de ani, când discuția se baza pe cine a citit ce. Acum trebuie să schimb percepție, trebuie să schimb lucruri care sunt destul de bine rădăcinate. Din nefericire, dacă urmărim discuția pe forurile online, rasismul față de romi este mult mai puternic decât putem să-l percepem din, să spunem așa, literatura de specialitate. Faptul că avem o zi de celebrare a abolirii sclaviei este insuficient. Încă în școală nu se predă decât o lecție la clasa 8-a de către acei profesori de istorie care cunosc și doresc. În legea învățământului acum a apărut mai mult de atât un opțional, ceea ce iarăși este insuficient, dar este ceva totuși bun, un opțional despre istoria romilor la care pregătim acum curriculum și manualele, dar trebuie mai mult. Conferința se dorește a fi un pas în deschiderea de noi perspective asupra adevărului istoric. Totodată, dezbaterea aduce noi argumente în analizarea consecințelor curentelor de gândire care au amplificat fenomenul discriminării în societate. Dezrobirea romilor și semnificația sa pentru minoritatea romă și societatea românească a fost tema unei dezbateri științifice derulată sub egida Academiei Române și organizată de Agenția Națională pentru Romi, împreună cu Institutul de Istorie Nicolae Iorga, cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la dezrobirea romilor în țările române. La eveniment au participat o serie de personalități ale spiritualității și științei românești, în frunte cu academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Când ne gândim la data de 20 februarie,
ne gândim la aceste momente din 1855-56, când în Moldova și Țara Românească au fost în fine dezrobiți și robii care erau particulari ai boierilor. Suferințele au ajuns până astăzi și societatea e datoare să le spulbere. Mai trebuie să muncim la mentalitate. Avem nevoie ca mediul academic și ne-ați arătat o deschidere începând cu anul trecut față de acest subiect. Este nevoie ca poporul român, pe de-antregul, să aibă cunoștințe despre aceste date istorice puțin cunoscute în România, despre cum romii au contribuit la formarea ceea ce România este astăzi. Și, desigur, cu perspectiva altor instituții sau altor oameni, așa cum este Institutul de Cercetare a Calității Vieții, poate să și proiectăm ipoteze de lucru în baza cărora toată munca noastră, construcția instituțională, să arate cum poate arăta România pentru următorii 15, pentru următorii 20 sau 30 de ani. Aici este provocarea la care trebuie să răspundem deopotrivă noi, cei care efemer ocupăm niște poziții în aparatul de stat guvernamental, alături de organizații și, nu în ultimul rând, oamenii de știință. Colocviul a cuprins o serie de comunicări, dintre care o amintim pe cea a academicianului Cătălin Zamfir, pe cea a cercetătorului Viorel Achim de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga și pe cea a doctorandului Adrian Nicolae Furtună, reprezentant al Centrului Național de Cultură a Romilor, Romano Chier. Marcarea zilei de 20 februarie, drept ziua dezrobirii romilor din România, a fost prilejul ca mesajele reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române, ale Cancelariei Prim-Ministrului și, nu în ultimul rând, ale Președintelui României, să se facă auzite în aula Ion Helia de Rădulescu a Bibliotecii Academiei. Dintre acestea reproducem un fragment rostit de domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial. Prin marcarea acestei zile, statul român recunoaște suferințele îndurate timp de secole de romi și aduce un omagiu victimelor discriminării, cu atât mai mult cu cât dezrobirea juridică de la mijlocul secolului al XIX-lea nu a putut să înlăture decalajele rămase, care, de-a lungul timpului, au dus la stigmatizarea romilor.